m-am axat mai mult pe stilul avantgardist și o să explic de ce anume stilul avantgardist, deoarece acest stil oferă designerul libertate în creație. Îți oferă libertate în alegerea materialelor, coloristica, cum să o combini, desigur, să se potrivească și plus la toate majoritatea accesoriilor sunt netradiționale în stilul avantgardist, ca și în colecția Watteau. Denumirea colecției a fost inspirată de la gulerile mari și voluminoase a spaniolelor în secolul XVIII. Maria Lifter s-a născut în Nisporeni, satul Grozești, într-o familie în care ambii părinți sunt medici. Atât ea cât și familia ei credeau că va urma aceeași cale, cea a medicinei, dar n-a fost să fie. Interesul pentru artă a Mariei a făcut-o să studieze modă și design vestimentar. Povestește că mereu se întreba cum un simplu desen poate fi baza unor articole vestimentare inedite. În a cincea, vreau să fiu diferită de colegii mei și îmi plăceau, o luam un maiou, îl puneam, îl tăiam, să nu fie ca la oricine. În 2015 pășește pentru prima dată pe drumul cunoașterii în acest domeniu, devenind eleva Colegiului Tehnologic din Chișinău la specialitatea modelarea și tehnologia articolelor din piele. Totuși, simțea că vrea mai mult și astfel începe un curs de croitorie și cusătorie. Imediat după absolvirea colegiului, a mers la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, la Facultatea Arte Plastice și Design. Și de aici începe adevărata călătorie în lumea modei a Mariei. O colecție, ca să o faci, trebuie să faci partea artistică, căutări de schițe, căutări de idei. Noi făceam moodboard-uri, ne inspiram din toate și apoi făceam manechini unde le îmbrăcam cu vestimente și ne uitam dacă e bine, dacă e nu. Apoi se începe a realiza colecția. Prima colecție vestimentară a tinerei poartă denumirea Watteau, care este și parte a tezei sale de licență. Spune că a ales stilul avantgardist, care în lumea decorării este unul dintre cele mai populare. Astăzi acest stil este recunoscut drept unul dintre cele mai extravagante, întrucât are la bază accesorii originale, culori bogate, forme geometrice și coafuri mai neobișnuite. Eu am început mai întâi de toate de la vestimente, apoi am vrut să pun accent pe siluete. Din acest motiv, majoritatea podoabelor capilare sunt lunguiețe și oferă și manichinii. Vestimentele sunt create pentru manichini destul de înalți, când privești să arate bine, încălțăminte de asemenea este cu vârf ascuțit. Maria spune că în artă totul este posibil, astfel a creat colecția Watteau prin intermediul reutilizării, combinării și plierii materialului. Majoritatea materialelor sunt reciclabile, adică materiale de cum care s-au utilizat, chiar de exemplu încălțămintea este cumpărată de la Second Hand. Mergeam duminica și căutam încălțăminte, nu găseam, majoritatea manechinilor port mări mari, însă eu nu găseam ceea ce îmi place, nu găseam după gama coloristică care trebuiește. La bază stă materialul fetru, un material puțin mai dur, îmi trebuia un material care să țină forma, să primesc niște forme voluminoase. Pentru podoabele capilare s-au folosit tot peruci, tot cumpărate de la doamne mai în vârstă. Am ales pe gama coloristică roșu și negru, deoarece toți știm că roșu este așa o culoare mai necunoscută, care dă mister, curiozitate într-o oarecare măsură. În viziunea mea, combinată cu culoarea roșie, roșu pe lângă negru dă o eleganță, un rafinament și pentru mine combinarea acestor două culori mi s-a părut ideale. Tânăra spune că a lucrat la colecția Watteau un an de zile prin metoda machetării. Colecția Watteau mai mult este făcută, este o colecție teatrală, de asta este și din stilul avantgardist. Stilul avantgardist de obicei nu putem purta zi la zi, deoarece lumea o să se uită ciudat într-o oarecare măsură. Este mai mult pentru show-uri, pentru teatre.